Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Poate te afli într-o perioadă în care ai obosit să sari din floare în floare și vrei o relație mai serioasă, nu un partener la fiecare săptămână. Și e perfect normal. Deși am făcut o grămadă de videoclipuri despre cum să intri într-o relație, cum să determini pe cineva să te placă, n-am făcut niciunul despre cum să menții o relație pe o perioadă mai lungă de timp, iar în videoclipul de astăzi exact despre asta vom vorbi și se adresează persoanelor care vor ceva mai serios. Consider că la vârstele fragede o relație de peste un an poate fi considerată de lungă durată, iar eu am avut o astfel de relație și vreau să îți spun 5 lucruri care cred că au făcut-o să dureze atât de mult. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care trebuie să faci dacă vrei să ai o relație de lungă durată este să determini dacă sunteți compatibili. Am auzit cu toții zicala aia că extremele se atrag, însă când vine vorba de relații, nu cred că este în totalitate adevărată. Sigur, e bine să aveți lucruri la care să vă completați unul pe altul, dar cred că mai important este să aveți interese comune, să râdeți la aceleași glume și personalități asemănătoare, altfel timpul petrecut împreună nu va fi unul de calitate. În general, nu-ți vei da seama de la prima întâlnire dacă sunteți compatibili sau nu, va trebui să treacă ceva timp, însă nu foarte mult. Dar dacă realizezi că nu aveți foarte multe în comun și nu vă înțelegeți, nu încerca să forțezi relația pentru că nu va funcționa oricum. Deci ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei o relație de lungă durată, să afli dacă e posibil stabilind gradul de compatibilitate dintre voi. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să fii sincer. La prima întâlnire amândoi veți vedea doar părțile bune ale voastre, părțile rele nu. Dar cu cât petreceți mai mult timp împreună, părțile rele vor ieși încet încet la iveală și toată imaginea falsă pe care ai încercat să o construiești prin minciuni se va dărâma. Și în momentul ăla partenerul tău se va simți păcălit, folosit, trădat, iar relația e gata pentru că nu e construită pe un adevăr. Este important să fii onest cu partenerul tău despre cine ești și ce vrei, altfel se va transforma într-o relație toxică. Al treilea lucru pe care trebuie să-l faci ca să ai o relație de lungă durată este să oferi încredere. Presupune că partenerul tău îți spune adevărul până când îți este oferit contrariul, adică nu îl acuza pe nedrept că te înșală sau că îți este infidel dacă nu ai dovezi. O relație trebuie să fie bazată pe încredere, iar în momentul în care apare o gelozie nefondată, fără dovezi concrete, temelia relației se va zdruncina și va cădea. Așadar, dacă îi cauți prin telefon, îl stocărești pe social media, îl urmărești oriunde s-ar duce, relația este deja gata pentru că încrederea nu există. Sigur că poți continua în modul ăsta mai mult timp, însă nu cred că este sănătos. Al patrulea lucru pe care l-am învățat mai ales din experiența mea și nu e plăcut deloc, este că trebuie să ai răbdare. Eu sunt un băiat care vrea totul cât mai repede, totul acum. Și câteodată mi-e greu să mă temperez, dar am învățat din relațiile trecute că lucrurile vor veni când trebuie, nu când vreau eu. De exemplu, dacă partenerul tău este foarte ocupat și nu poate ieși la o întâlnire cu tine, nu spune, nu-ți pasă de mine deloc, nu sunt o prioritate în viața ta. Învață să fii mai înțelegător și să ai răbdare, pentru că nu se va întâmpla totul exact când vrei tu. Și în final, al cincelea lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei ca relația ta să dureze mult, este să discuți problemele. În fiecare relație există probleme și ca să le rezolvi trebuie să negociezi cu partenerul tău, să-l întrebi, tu ce-ți dorești, ce vrei de la relația asta? O să spună, ok, eu vreau acest lucru, dar poate că tu nu ești de acord, trebuie să vă întâlniți undeva la mijloc. Trebuie să negociați până când găsiți un punct de înțelegere în care amândoi să fiți mulțumiți cu decizia luată pe tema unei anumite probleme. Desigur că e foarte greu să te pui în papucii celuilalt, să îl înțelegi, să afli ce vrea și apoi să compari cu dorințele tale ca să ajungeți la un numitor comun, însă este un lucru crucial dacă vrei o relație de lungă durată și sănătoasă. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la EddieAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu. Pa, pa!